tot din cauza alcoolului în bucureștean putea să provoace o tragedie aseară. S-a răsturnat cu mașina lângă un refugiu de tramvai. Martorii care l-au văzut înainte să devină cascador spun că mergea haotic pe stradă și avea viteză. Din fericire, niciun pieton nu a ieșit în cale, dar el a avut nevoie de ajutorul medicilor. A dat în capul ăla de stație de acolo și s-a răsturnat. S-a dat de dor peste cap până aici. Și a rămas plafon. Din cauza vitezei s-ar fi răsturnat mașina. La volan nu era un tânăr dornic de adrenalină, ci un bărbat de 62 de ani, pe care alcoolul l-ar fi făcut să apese prea tare pe accelerație. I-am văzut cu roțile, două roți erau pe cadru de fier și două pe linie. Și atunci am crezut că o să cadă peste noi. Era viteză foarte mare. Martorii l-au scos pe bărbat din mașina răsturnată înainte să ajungă pompierii și medicii la fața locului. Era beat, era foarte beat. Deci... foarte beat, în stataie nu mai beat. Imediat după accident, mașina acestuia a luat foc. La cutia de viteză erau flăcări. Ne-a fost și frică că putem să sărim în aer. Un angajat al unei benzinării aflate în apropiere a stins flăcările cu un extintor. Între timp, șoferul care a provocat accidentul era urcat în ambulanță. Este într-o stare alterată. E lovit la cap. E conștient, o să-l transportăm la spitalul Bagdazar și o să facă colegii mei de acolo investigații. Din declarațiile martorilor oculari a rezultat faptul că acesta emana vapor de alcool și avea un comportament ciudat, motiv pentru care îi se vor recolta probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În funcție de rezultatul analizelor, bărbatul s-ar putea alege cu un dosar penal.